Nenorocire de nedescris pentru o familie cu trei copii din satul Hârtopul Mic al Raigonului Creulin, aceștia au rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casa lor a ars ca o torță. Totul s-a întâmplat în data de 20 februarie. Despre caz a relatat un locuitor al acelui aș pe o rețea de socializare. Din spusele lui, la un moment dat ar fi observat locuința cuprinsă din toate părțile de un fum negru. În imaginile de la fața locului surprinse după stingerea focului, se poate observa că odăile locuinței au fost practic distruse. Din în fericire, toți membrii familiei au reușit să iasă din casă fără ca cineva să aibă de suferit. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat că la fața locului a fost direcționată o echipă de pompieri pentru a lichida arderea. Din cauza vântului puternic, focul, care cel mai probabil a pornit de la acoperiș, s-a răspândit în toată încăperea în clipe numărate. Prin urmare, toate bunurile din locuință, hainele, actele, dar și 20% din tavan au fost distruse truse de foc. Deocamdată nu a fost stabilită cauza exactă de la care a pornit totul. Toate circumstanțele, dar și pagubele materiale suferite urmează a fi stabilite de specialiști.